Bună ziua, domnul Rusanovschi. Bună ziua, bine v-am găsit. Sau regăsim mai degrabă. Ne aflăm aici în fața marelui patriot basarabean, om politic. Cel mai mare mecena. Vasile Stroescu. Un mecena total a neamului basarabean, în partea din nord a Basarabiei, născut la Trinca, dar care și-a desfășurat viața și activitatea acolo în nordul Basarabiei, dar nu numai, făcând cele mai mari donații din averea personală către societăți, pentru acțiuni menite să crească, să ridice nivelul educațional, cultural și social a basarabenilor din zona respectivă. Spitale, școli, instituții. Plus de asta, acest mare Stroescu, Vasile Stroescu, este cel care a fost primul președinte al Parlamentului României Unite, României Mari, României Reîntregite, 1918, imediat după unire, când s-a întâlnit la București împreună cu delegații din Basarabia, Republica Moldova. Republica de Moldova de azi. Nu, Republica Moldova nu trebuie spus. Se împlinesc 170 de ani astăzi. Da, important pentru mine, ca basarabean, român basarabean, fiind născut pe acele meleaguri, este următorul lucru. M-am născut în casa cumpărată de tatăl meu în 1941 de la fratele marelui Vasile Stroescu, Vladimir Stroescu. După ani și ani de zile, ajungând în satul natal, casa nu mai este, numai locul și beciul a mai rămas. Încolo, nimic. Doar noi am mai rămas să pomenim pe acest mare om, acest mare român a neamului românesc. Mulțumesc!